Salut! Eu sunt Alex, iar înainte de a începe acest episod, țin să menționez că tot conținutul audio-vizual pe care urmează să-l vizionați nu instigă la infracționalism sau acte de violență. Acestea fiind spuse, salut! Eu sunt Alex, iar voi urmăriți Lumea Umbră. Continua vorba că nu instigă lucruri de muruc sau alte chestii de gen. Doar că la mine s-a întâmplat, m-am apucat cu băieții în cartier, ne-a plăcut, ne-a atras, am câștigat bani la început, când ești mic știi cum ești, îți place și te simți și tu foarte bine, când vezi că îți vin bani foarte ușor, mi se părea foarte ușor. Și totul legat, și, adică nu se întâmpla nimica, eu mulțumea și mă nu. Și am început să încerc să joc pe internet, sume mici, la început neavând bani, am încercat să caut și să câștig premii de 100-200 de dolari și așa mai departe. Într-un timp mi s-a întâmplat să câștig un premiu de 6.000 și de acolo am început să joc pe banii mei și am câștigat în mai tot timpul ăsta în continuu și am luat contact cu niște băieți din România care erau top din România, erau printre cei mai buni din România. Îi găsisem pe un site de poker din România, unde arată jucătorii. Și am luat legătura cu ei, știam că au școală de poker, aparent școală de poker se numea, dar ei stăcuiau și așa mai departe. Am luat legătura cu ei, am făcut un contract, am început să mă stăcuiască, am terminat înțelegerea doar câteva luni și așa mai departe, tot ok. Până la un moment dat, când am câștigat 6.000 din 11 dolari, și de acolo a plecat tot, ca să zic așa. Chiar a plecat tot de acolo. Pe pocorul mai sunt mult mai mulți bani, dar fiind și foarte mulți jucători și majoritatea foarte experimentați, la modul investesc și sume de 10.000, 20.000, 30.000 pe zi. Aș putea spune că poker online, lumea gunează sume mai mari, dar la poker online este mult mai ușor datorită faptului că vin fel și fel de oameni care nu au nicio treabă, vin mai mult de distracție, oameni cu bani, oameni bătrâni, turiști, mai mult de fan, nu vin ca să câștige, în timp ce pe internet este ca un job. Sunt oameni care stau și câte 12-13 ore pe fiecare zi. Așa și pe treaba cu jucătorii profesioniști a ajuns, la modul s-a creat o, ca un fel de afacere, să-i spun, staking se numește, unde lumea și ia jucători și investește în ei bani, împărțind profitul sau depinde de dealul lor, fiecare are dealul lui personal. Eu la un moment dat am ajuns la niște americani, am fost și eu la fel stăcuit la rândul meu de niște americani, timp de vreo 3 ani de zile. Un interviu, m-au căutat pe internet, au văzut despre ce e vorba, ce fel de jucător, ce bani a câștigat. Când am văzut, m-au acceptat în echipă, la început, la fel, mi-au dat un mie mai mic, am avansat așa, într-un timp am ajuns și antrenorul, la mult mă plătea 50 de euro să stau cu prima oră să te antrenez. Putea să fie și englez, și român, vorbeam și engleză, și română, era ok dacă știi mai multe. Și echipa asta conținea cam 100 de jucători, unde se investeau, nu știu, la modul milioane de euro, milioane de euro pe lună cel puțin. La fel, aici aveam un deal de 50% cu contract, totul legal, totul plătit, impozite și așa mai departe. Cam după 3 ani de zile am avut o perioadă mai proastă, așa, într-un an de zile am pierdut 20 ceva de mii de euro. S-a oprit contractul, băieții n-au avut nicio pretenție, și oricum eu le făcusem niște bani, adică nu era ca și pierduseră 20 de mii de euro, era pe acolo ceva de genul, în fine. Totul s-a terminat ok, nimeni nicio treabă. Apoi am început să investesc din banii mei, să joc din banii din buzunar. Mai și pe la cluburi, gen la live, dar mai mult online, că online nu cred că este mult mai ok pentru mine, mai ales că cred că sunt destul de avansat și se pot face foarte, foarte mulți bani. De exemplu, cunosc niște băieți din România care au făcut profit de 1.200.000 de dolari într-un an de zile cu o echipă de 60-70 de jucători, nu mai știu exact, am făcut și o parte din acea echipă, totul la fel s-a terminat ok.
Lumea nu înțelege că asta se poate face un business din treaba asta. Mulți nici nu înțelege, se pare că este un joc de noroc și cred că este ceva foarte complicat să investești în niște oameni care ei până la urmă stau acolo și 10 ore ca să învețe niște chestii. Adică nu e ca și cum s-ar pune la calculator și apasă pe buton, clic, 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 clic. Sunt niște chestii, gândire, psihologie, obositor, toată ziua numai la calculator, depresii, stai în casă și așa mai departe. M-au obosit și nici nu mai... Parcă nu mai pot să joc atât de mult ca înainte, am luat o pauză. Dar cred că mereu e bine o pauză de câteva luni. Am făcut și 17.000 de euro într-o zi, am și pierdut 10.000, am și... La modul banii vin, se îmbură, nu știu, aici depinde mult și de personalitatea ta. Depinde mult și de cât ești de organizat. Nu e ca și cum dacă tu zi de zi nu-ți respecti programul. Exact ca și cum mai faci sport, fotbal. Trebuie să te antrenezi, să citești, să înveți, înainte să intri să te joci, poate să faci încălzirea, te uiți la un material. Trebuie să fii calm, liniștit, să nu ai o problemă pe cap, nu trebuie să vină ăla, nenea, ai ceva de făcut sau ești nimic. Trebuie totul duci la extrem, exact ca și cum ai fi Ronaldo și vrei să te apuci de, să joci în Champions League, la aceeași chestie. În ultimul timp a și crescut foarte mult industria asta de poker la noi în țară. Mai ales din s-a legalizat și așa mai departe. Și banii, de ordin 1 miliard de lor de euro, clar, sunt bani foarte mulți, știm și din cazul nou și așa mai departe. Și banii de unde provin, asta chiar nu știu ce să zic aici, chiar nu știu, la fiecare, unii, cum v-am spus, unii poate să stăpâiesc ca mine, alții bani de la părinți, alții fac, nu știu, fel și fel de chestii, adică toată lumea, na, nu știu mai ce să zic, chiar nu știu, chiar nu știu, dar exact. M-am ferit de jocurile underground din unde se strâng băieții și te cheamă la joc, te bage la joc, hai că joci pentru mine, ăla mai mare și pe aia câștigi și pe aia de urii și ți-a bani și așa mai departe. Dacă faci asta, totul trebuie pentru un mediu organizat, unde este un club de poker sau pe internet, unde totul este ok, cum am mai zis. La final am rămas așa cu un gust amar, mai mult. Pentru că mi se pare că am investit foarte mult timp. La modul foarte mult timp, însă nu 7-8 ani de zile, de stat numai la calculator, 10 ore pe zi, 12 ore de zi, cum am spus, poate și fără să mănânc, fără să dorm și așa mai departe. Și pe mine, cred că m-a demoralizat oarecum că am crezut prea mult în visul ăsta și nu m-a dus fix unde vreau eu, mai ales când am muncit atât de mult și... Cred că făceam mai mulți bani că nu știam să joc poker, așa mi s-a părut. Am avut o perioadă în care câștigam 2-3 mii la 2-3 zile foarte ușor și când am învățat să câștig, să joc, pardon, nu se mai lipea, dar aici pur și simplu nu știu, este vorba și de platforma unde joci și nu știu, variază prea multe chestii, ține și de tine și de ei și de nu știu ce să spun. E foarte complicată treaba, dar cred că la modul pe termen lung, tu ca jucător profesionist, nu ai cum să nu câștigi din treaba asta, dacă respecti exact la fix ce trebuie respectat. Cum am spus, o dignă, mâncare, liniște și așa mai departe. Altfel nu ai cum. Dacă ești dezordonat în viața de zi cu zi, la fel vei fi și în poker. Jocul tău e haos, nu are nicio treabă, nicio logică. Dacă ești liniștit, de exemplu, eu înainte, când jucam foarte puternic, la modul foarte puternic, aveam două ecrane, pe fiecare ecran, pe un ecran 10 mese, pe un ecran 10 mese, 20 de mese în același timp. Imaginați-vă ce gândire trebuie să ai și să știi și așa mai departe. Așa, și înainte de sesiune, mă duceam și mă plimbam în bar, în fel și fel de locuri liniștite, mă linișteam, după aia munceam, mâncam, dormeam și mă băgam la joc, de la 5, poate, 5 după masa până la 6 dimineața. Mă trezeam, iar aceeași rutină zi de zi, timp de 7-8 ani de zi. Și te, nu știu, te șoc, te obosește rău psihic, te distruge. Nu e, cam impresia că pentru banul s-a meritat, până la părerea. Cel puțin la mine, la alții. Eu nu am fost la fel de organizat ca alții, mai pe scurt, de aia s-a și întâmplat, poate au și intervenit alte chestii în viața mea, dar acum, na, depinde de fiecare persoană. Păi, câștig la, pe ce termen, la multe pe zi sau pe... Total.
iau turneu, fotbal pe zi. Sute de mii, sute de mii, pierde, la fel. Aici, am zis, la modul, se rulează bani, vin, pleacă, nu știu exact. Dacă nu lovești o sumă foarte mare și nu, după aia nu respezi niște chestii, adică... De exemplu, să spunem cu un bankroll de... te apuci de poker, da? Și să spunem că ai avea $1000. Tu trebuie să calculezi că $1000 ăștia trebuie să îi împarți la 100 de turnee. Ar trebui normal să joci 100 de turnee, ar fi de $10 intrare. Calculat ca să faci profit. Pentru că din 100 de turnee, clar ai șanse să lovești unul care să-ți acopere toți banii de ai pierdut, nu? Și vei fi și pe profit. Dar dacă iau $1000 și joc 3 turnee de 350 intrarea, și așa mai departe, sunt 3 șanse foarte slabe. Nu se știe dacă pot să fac bani și dar eu, la modul, treaba asta e și din graba de a face bani repede, unde este intrarea și mai mare este și premiul și mai mare. Și graba, asta, dacă e exact cum am spus, dacă respect niște bași, e tot ok. Așa și la un moment dat am ajuns primul din orașul meu care câștiga un turneu mare la București, că la București sunt cele mai mari turnee, clar. Toți băieții din oraș și au fost super așa, super bucuroși pentru mine, pentru că știau că știu să joc și meritam o chestie de gen. Și acolo am câștigat o sumă de 300 de milioane cu 3 milioane intrarea, primul loc. Și unde eram urmărit pe live de vreo 1400 de oameni, 1200 de oameni, nu știu. Un sentiment foarte frumos, prima mea cupă. Și nu, ultima, dar nu știu, totul vă zise, până la urmă simt o dezamăgire și chiar nu aș vrea ca copiii să creadă că e un joc simplu, că ia bani de la mami de pe car și bagă pe poker, azi 50 de euro, azi 1 milion. Nu merge așa, dacă nu știi să joci și intri să joci cu băieții, băieții te mănâncă, băieții sunt rechini, băieții trezi din asta și cam aia e. Trebuie totul cu pași mărunți și multă răbdare, foarte multă răbdare. Și oricum, jocul ăsta nu poți să răbdeți, adică nu există o limită, aici gata și tot. Totdeauna totul ceva în plus, nu are niciun fel de limită. Mereu e totul ceva nou. Tehnici noi, lumea află fel și fel de jocuri, de, adică totul este super, cum să zic, nu știu, de astăzi sunt super frumos, super dezvoltat. Încă mă întreb dacă se merită. Like, share, subscribe și ne vedem la episodul următor. Salut!